70 de ani cu credință pun mâna în foc. Ne vom împotrivi. Chiar domnului. Uite, bunicule, mai există și cauze nobile pe lumea asta, nu? Dar asta înseamnă război cu Turcia. Sunt țarul și elefant. Luați-vă frumos pistoalele și marș la trupă. Stai! Stânga prejur. Liniștiți trupa. Să rabde. Să rabde. Învățați să rabde. Și mai ales, bagă la cap. E încă pace. Mama ei de pace. Mă bucur, sire, de dreptul legilor acestei țări. Dreptul acesta l-au și ucigași. Cu atât mai mult un cetățean cinstit. Nu vreau mai mult. Ai ieșit din slujba mea. Spre a lăsa locul altuia mai bun. E o pierdere pentru coroană. Ori poate te-ai gândit că vei găsi ceva mai vrednic pentru o minte ca a dumitale. Un ochi de prins să vadă ar fi citit la cea din tâi privire la ce-i sunt și la ce nu destoinic. Da? La ce? E că dojana și îngrijorarea mea, pornite din dragoste să te mâhânească atât de mult, din zor și până în seara de soartă regatului meu răspunde spada mea și ducere de alma. De dragostea soției mele, doar ochii mei. Dacă te-am supărat. Se spune că sunt omul cel mai bogat din țările creștine. Dar toate acestea le-a avut și altul la fel mai înaintea mea. Și toate acestea le vor avea la fel și alții după mine. Ce are regele al țării întregi? Începe să mă tem, regina mea, s-ai sprăvit cu mine.